Am început a doua tură de cursuri pentru platforma Dales Go, cursurile de creditorie. Dacă în prima tură am avut oameni care cât de cât au avut un pic de experiență în domeniu și știau cam ce vor de la curs, în a doua tură e o lume un pic mai pestriță, adică foarte puțini dintre cursanți au avut vreo legătură sau au atins chestiile specifice din creditorie. Sunt oameni care au venit cu curiozități, au venit să învețe, au venit să ia de la zero și pentru ei cam tot ce faci e fascinant. În primele 2-3 ședințe, până ne-am cunoscut, am început cu seturile, cu partea de bază a creditoriei, cu seturile manuale și cu seturile mecanice. Fiecare dintre cursanți a început să deprindă cum funcționează mașina de cusut, cum se folosește acum cusătura manuală, câte tipuri de cusături sunt, unde sunt folosite și cum sunt folosite aceste tipuri de cusături. Și acum, în următoarele ședințe, am început să împărtășim noțiuni de bazice de croi. Am început cu un produs mai simplu, cu fusta, pe care acum încercăm să o aprofundăm și după care vom porni cu croiuri un pic mai complexe, croiurile de pantalon, croiurile de bluze, de cămăși. În prima fază folosim utilaje industriale care nu sunt foarte facil de folosit și sunt un pic mai agresive ca atitudine, dar spre surprinderea mea, fetele care au venit înarmate cu o grămadă de răbdare și cu curiozitate de cunoaștere și atunci lucrurile sunt ușoare, adică merg cumva natural. Am încercat să transformăm croiurile învățate din manualele de specialitate, care sunt extrem de complexe și implică o grămadă de calcule de care ai nevoie, dar ai nevoie în momentul în care gândești lucrurile la nivel industrial, la producție de masă și la produse standardizate. Dar noi, pentru că avem o abordare un pic mai plastică, pentru că am încercat să mulăm datele din croitorie pe transpunerea din design vestimentar, pentru că specializarea mea e design vestimentar și mă folosesc de croitorie pentru a ajunge la conceptele pe care mi le-am propus. Am reușit să simplific liniile de croi și croiul, să-l aduc la un nivel în care ai nevoie doar de 50% aproximativ parte tehnică, foarte riguroasă, cu destul de multe calcule, și restul de 50% e o implicare plastică, artistică, adică sunt linii împrumutate din desen.